Doamne ajută, dragilor, bun regăsit la emisiunea de presată presa în această zi de marți 12 aprilie anul Domnului 2016 și în această ediție vom avea chestiuni la ordinea zilei și zic eu destul de interesante. Deocamdată să începem cu un cuvânt de învățătură, adică să începem aflând ceva interesant, ceva frumos, ceva care să ne dea de gândit. Dacă îmi recunosc patimile, am șansa de a le îndepărta. Cine spune acest cuvânt? Sfântul Cuvios Paisie Arhiuritul, care ne învață că dacă ne recunoaștem slăbiciunile, patimile, păcatele, avem șansa la îndreptare. Pentru că este foarte logic ceea ce spune Părintele, deși multora li se pare ilogic să-ți recunoști vreo greșeală, vreo vină, vreo patimă, dar cum să înceapă îndreptarea dacă nu știi ce să repari? E ca la o mașină stricată, știi? Ceva se aude, ceva nu merge bine, undeva are un zgomot, nu mai trage motorul, nu știu, nu mai intră în viteză. Ceva se întâmplă. Trebuie să remediezi problema respectivă. Așa este și sufletul nostru. Când ceva nu merge bine, trebuie să identificăm problema și să o reparăm. Sigur, e mai greu pentru că avem doi adversari redutabili. Mai întâi firea noastră, firea proprie, care trage spre păcat, care se încăpățânează să dorească răul, să facă din instinct cele rele, iar pe de altă parte avem și ispitele exterioare, fie de la cei din jurul nostru, fie de la principiile și ideile pe care le aflăm, există și o luptă cu exteriorul. Dar să nu deznădăjduiești, spune Sfântul Paisie Arhiuritul, pentru că atunci când greșim, ni se descopere sinele adevărat. Îl cunoaștem și atunci putem să ne îndreptăm. Deci greșeala, cum zice și românul înțelept, tot rău spre bine, greșeala are învățătura ei. De aceea toți înțelepții au recunoscut că din greșeli putem învăța. Și pentru că vorbim de învățătură, uite, ajung la un model mondial de conviețuire interetnică și interreligioasă. Este vorba de Dobrogea, spațiul nostru dobrogean. De data asta nu mai vine de la noi afirmația, vine dintr-un ziar numit Realitatea Evreiască. Este vorba de un ziar, o publicație ce apare lunar, dacă nu mă înșel, și în care, mă rog, se regăsesc diverse, să spunem așa, interviuri, diverse știri ale comunității evreiești. Da, sigur, unii poate vor zice că acum facem și reclamă. Dar trebuie să înțelegem că aici noi în Dobrogea suntem multe comunități. Dacă nu, numai dacă vorbim de lăcașele de cult, ăsta este ziarul, vreau să-l arăt și la cameră celor care privesc această emisiune și mai ales pentru Neptun TV și Alfa Media, da, cam așa se vede. Au și ei ziarul lor, comunitatea evrească, care și ea ziarul ei, așa cum noi aici, ortodoxii din Dobrogea, avem Radio Dobrogea, fiecare are ziarul lui. Și uite, Sorin Lucian Ionescu, președintele comunității evreiești din Constanța, de aici, de la noi, spune într-un interviu că este știut că modelul dobrogean de bună conviețuire interetnică poate fi un reper pentru orice zonă multietnică și multireligioasă din țară. Avem o relație excepțională cu toate minoritățile, cu turcii, prin Uniunea Democrată a Turcotătarilor, cu rușii lipoveni, cu Uniunea Elenă, cu Partida Romilor, cu muftiatul și, bineînțeles, nu mai se pune problema cu ortodox și prin Arhiepiscopia Tomisului. De altfel, trebuie să mulțumim public încă o dată că prin mijlocirea domnului Sorin Lucian Enescu, emisiunea asta este și la Neptun TV, pentru cei care se întreabă uneori. Sigur, gurile rele vor zice, ia uite, acum își laudă pe cei ce ajută. Adică, știi, uneori boala asta sufletească, domnule, te ajută unul și tot nu-i bine. Adică, dintre a ne ajuta unii pe alții și a ne război, ce-i mai de preferat? Adică, chiar așa, de ce sunt tot unii tot timpul cu războiul pe,
cu glonțul pe țeavă, știi, cu războiul. Bun. Și spune că are foarte mare recunoștință față de un SAS din Sibiu, care într-un moment delicat al vieții l-a salvat în viață, cum se spune. Este vorba de Peter Ianeșević, mare jucător de rugby, zice domnul Sorin Lucian Ionescu, care spune că are multe pasiuni și multe preocupări. Economist, PR, jurnalist, coordonator de programe, teleaz, manager, a urcat mereu un grad și noi îi mulțumim și pentru acest ajutor al faptului că această emisiune poate fi dată și la Neptun TV. Mulțumim de asemenea și TV Alfa Media pentru susținerea pe care o are față de Arhiepiscopie și față de această emisiune. Cu alte cuvinte, stăm bine, nu? Putem fi model. Putem fi model. Că mai sunt unii care se întreabă, domnule, cum să facem? Păi veniți și întrebați-ne, vă învățăm noi ce să faceți și cum să faceți. Pentru că dacă vorbim cel puțin de interreligiozitate, un lucru e clar. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, pentru că toți suntem creația Lui. Asta o spun toate religiile. Nu există religie, poate mai puțin, nu știu, n-am studiat bine satanismul, dar cred că și satanismul spune că omul e creația lui Dumnezeu care trebuie să se dedice lui Satan. Cred că până și Satan recunoaște că omul este totuși creația lui Dumnezeu. Ca urmare, dacă suntem înțelepți, trebuie să căutăm calea spre armonie. Sigur, fiecare cu specificitatea lui, fără, cum se mai panichează unii, fără a impune unii altora ceva, nu, da. E vorba de iubirea din tine până la urmă. De ce să te cerți când poți să te ajuți? Asta este o întrebare esențială. Știți de unde vine războiul între oameni? Din dorința unora de a impune altora ceva. Or, un model interetnic și interreligios presupune că nimeni nu impune nimănui nimic. Dacă putem ne ajutăm, că așa ne cere religia fiecăruia, dacă putem ne învățăm, dacă avem sfaturi, ni le dăm, dar nu impunem nimic, astfel încât toată lumea să trăiască în pace. Dacă ne uităm dincoace în partea asta alaltă a Orientului, unde liderii politici vor să-și impună ei ideile lor, vedem că se naște terorism, se naște multă violență, război și așa mai departe. Deci, cei care doresc să învețe cum se trăiește pașnic prin Dobrogea, să vină să ne întrebe. Mergem mai departe în emisiune și ajungem la un proverb, o să vorbim un pic și cu asta sper să concluzionăm, să nu mai avem de-a face cu videoclipul trupei Taxi. Concluzia mea este una singură. Cine seamănă vânt, culege furtună. Dar despre ce fel de vânt este vorba? Evident, a ieșit aseară un mesaj pe Facebook al solistului trupei Taxi, Dan Teodorescu, care s-a apucat să facă precizări după ce melodia lui a strânit foarte multe reacții și toată lumea a fost supărată pe artiști. Vai, ce au făcut artiștii? Artiștii au început să se scuze, o să vedem. Solistul trupei Taxi spune că dacă vrea ca melodia să fie un manifest contra catedralei, o făcea înainte să fie ridicată catedrala. Dar ea nu e un manifest contra catedralei. Și am stat puțin și m-am gândit, domnule, oamenii ăștia ne iau de proști. Adică, în videoclip se vorbește de catedrală. Cum să spui că n-are nicio legătură videoclipul cu catedrala? Că, dimpotrivă, ei susțin construcția catedralei și aici vom vedea că sunt foarte interpretabile cuvintele, că piesa este o parabolă și își cere scuze că n-a reușit să transmită ceea ce a vrut el să transmită. Bine, hai să vorbim puțin pe parte de PR, pentru că oamenii ăștia s-au chinuit să facă un lucru. De ce îi strânge 34 de artiști, voci mari ale României, într-un videoclip? Doar să spui o poezie, dar am impresia că domnul Dan Teodorescu chiar ne ia de proști când ne spune treburile astea. Nu! Răspunsul este altul, vă mai las un pic așa, poate mai anunțați stânga-dreapta, să aflați adevăratul răspuns, în opinia mea, desigur, în legătură cu videoclipul ăsta, care n-a apărut degeaba acum, nu au strâns 33 de artiști cei de la Taxi degeaba să-i bage cu ei în clip. Nu, totul este foarte bine gândit și premeditat, să nu ne ia de naivi Dan Teodorescu să ne spună că el e creștin, crede cu tărie în Dumnezeu și
O fi el creștin, o crede cu tărie în Dumnezeu, creștinismul e de multe feluri. Vedem imediat unde este problema cu acest videoclip. Începe să scuze că el n-a spus că el știe, el a spus că el crede că Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici. Da, sigur, dacă îmi repeți o afirmație de 30 ceva de ori, totuși bate la ochi. În fapt, se întâmplă cu totul altceva. Și asta începe să transpară, semnul de întrebare începe să se ridice și necesită un răspuns când vedem ce fac ceilalți artiști. Bine, pe Dan Teodorescu l-am înțeles. El a inițiat videoclipul, a văzut că a ieșit rău, acum bate în retragere și ne vorbește ca la copiii de grădiniță. Dacă aș fi vrut să fie manifest contra catedralei, aș fi făcut la început. Nu, vă spun eu de ce a făcut-o acum și numai încolo. Da, mai durează puțin emisiune, vă spun de ce acum a făcut videoclipul și acum trebuia făcut numai încolo. Pentru că videoclipul nu-i contra construirii catedralei, cum bine zice Dan Teodorescu, da, el disjunge foarte bine între construcție și finanțare. Este exact ideea lui Remus Cernea. Nu ne opunem construirii catedralei care reprezintă Biserica Ortodoxă Română, dar să o facă cu banii ei. Aici e problema. V-am dat un indiciu, stați proape că vă explic imediat. Hai să vedem ce mai spun și ceilalți artiști. Domnul Grigore Leșe a cerut ferm și aseară încă o dată a punctat într-o emisiune la care am participat și eu să fie scos din videoclip. De asemenea, alți artiști au început să bată în retragere Laura Lavric, de care, sigur, toată lumea s-a întrebat, dar ce caută Laura Lavric acolo? Laura Lavric a adoptat aceeași poziție ca și Grigore Leșe. Aoleu, n-am știut ce o să iasă. Păi sunteți artiști, sunteți niște oameni importanți. Nu v-ați dat seama ce o să iasă? Sau ați mizat pe o idee a lui Dan Teodorescu care n-a ieșit? N-a ieșit, a fost o idee de propagandă. Laura Lavric spune că nu și-a imaginat că melodia va duce la furie, melodia fiind despre smerenie. Păi da, pentru că depinde foarte mult cum vorbești despre smerenie. Repet, e total aiurea și nepotrivit să vorbești despre smerenie în dreptul unei catedrale. Orice catedrală reprezintă măreția, reprezintă importanța, reprezintă jertfa poporului. Dar oamenii ăștia nu s-au documentat dinainte în ceea ce privește catedrala. Ei au luat-o așa pe nemestecate, oricum a zis că nu contează, lumea vede și așa, dar nu și-au imaginat că ei înșiși vor putea intra în postura de ipocrit tu ca artist. Și se știe bine că artiștii aceștia din România au o viață îndestulătoare. Hai să nu vorbim mai multe. Că s-a vorbit de opulență, de lux, să vorbești de lifturi la catedrală, că ar fi opulență, că parcările sunt opulență. Dar de când parcările au ajuns, domnule, opulență? Adică ne plângem toată ziua că n-avem parcări, dacă are catedrala parcări, e opulență. Ne plângem că dacă nu ne merge liftul la bloc, chițăim și bâlbâim până sus la etajul la cât om sta noi, dar de ce catedrala are lifturi? Pentru persoane cu dizabilități. Ia puneți voi persoanele cu dizabilități să urce treptele alea multe ale catedralei. După aceea știți că ne bate în joc de oameni, că cum o dai cu ei, tot nu-i bine, știi? Și Laura Lavric a zis că eu nu cred că Dan Teodorescu a adus vreo jignire bisericii cu această melodie. Păi nu, n-a jignit, numai că s-a făcut de râs. Adică între a te face de râs și a jigni, sigur, e o mare diferență, dar te faci de râs. Despre asta e vorba. Cum vii tu și spui că Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici? Da. A, că Dumnezeu preferă smerenia, asta ai vrut să spui. E adevărat, Dumnezeu iubește smerenia. Dar în raport cu o catedrală, Dumnezeu iubește și catedrala. Vorba unuia care a dat o concluzie frumoasă pe Facebook, a zis, da, domnule, ne trebuie o catedrală măreață cu slujitori smeriți. Foarte bine, mi-a plăcut răspunsul. Ăsta e răspunsul corect. Catedrala să fie măreață, slujitorii să fie smeriți. De ce amestecăm lucrurile și merele cu perele? Da, vă spun de ce. Pentru că după Laura Lavric a venit și Mircea Cărtărescu. La fel, Mircea Cărtărescu e doar o poezie cântată, nu cere oprirea lucrărilor la catedrală, nu jignește credința nimănui. Păi nu, că nici n-a fost ăsta scopul. Scopul lor a fost să se răfuiască cu finanțarea Catedralei Mântuirii. Un subiect aruncat de mult pe piață și care a făcut multe controverse.
Adică de ce dăm noi bani de la buget pentru catedrală? Știți că de catedrală asta se vorbește. Nu se vorbește ce rol are ea, nu vorbim câți intră în ea, nu vorbim ce facem cu ea, nu. Toată discuția dușmanilor catedralei, să spunem așa, este de ce se dau bani de la buget. Și toate chestiile astea s-au reunificat într-un proiect al lui Remus Cernea, care are legătură cu videoclipul Taxi. Vă spun imediat cum. Stați pe aproape. Interesant este că domnul Cărtărescu începe să facă literatură cu noi. Eu știu că domnul Cărtărescu este un om erudit, greșit și foarte neinspirat gestul celui care a ars o carte a lui Cărtărescu pe treptele catedralei din Timișoara. Nu, nu, ăsta e semn de talibanism. Nu, noi nu ardem cărți, noi nu răstignim pe nimeni, noi nu dăm foc. Nu, 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 nu. Hristos nu face asta. Înțelegeți? Nu face asta. Dar el începe să ne explice cam cum trebuia să vedem noi clipul, că e vorba de un om care îl caută pe Dumnezeu și nu îl găsește în catedrală din cauza spațiilor prea largi, dar îl vede imediat într-o biserică mică. Nu e o metaforă, nu e o dispută ideologică, este vorba de faptul că lemnul și spațiile mici nu trebuie luate literal, sunt simbolul intimității actului de credință. Da, care act de credință duce la comunitățile mari, spațiile largi, parohiale. Că iubirea se naște din intimitatea lui Dumnezeu și devine iubirea aproapelui. Domnul Cărtărescu, stați rău la teologie, că asta a fost toată chestiunea. Oamenii ăștia or fi artiști, or fi bine documentați pe zonele lor, dar n-au nicio legătură cu teologia. Au dat un mesaj teologic total naiv. Total naiv din punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere. Actrița Oana Pelea a spus și ea că războiul iscat nu e războiul meu. Păi da, dar voi l-ați iscat, nu știu cum să zic. Dar hai să venim ca să eliberăm toată treaba, că spuneam că cine seamănă vânt culege furtună, asta au făcut artiștii, au semănat vânt și au cules furtună. Acum problema este vântul cui? Că noi suntem la malul mării și știm că vântul uneori e neprielnic, dar alteori vântul este prielnic când suflă în pânzele corăbiei. E, hai să lămurim misterul. Videoclipul acesta, dragilor, a fost vânt în pânzele lui Remus Cernea. Cine are răbdarea să se uite puțin, să analizeze, ca să-și dea seama de ce a apărut acum videoclipul și nu de Paști sau nu de Crăciun sau mai știu eu când ai zice că domnul e un moment religios. Nu, videoclipul a apărut exact în seara zilei când proiectul de lege al domnului Remus Cernea de tăiere a finanțării catedralei, că e bine, oamenii ăștia ne păcălesc, îi spun că videoclipul nu e contra construirii catedralei. Da, dar e contra finanțării ei de la banii publici, despre asta e vorba. Pentru că la sfârșit se vorbește de câștig urât. Și nu e frumos ceea ce au făcut ei acolo. Câștigul urât nu se poate pune pe seama catedralei. Ce, banii de la buget sunt câștig urât sau cum? Ultima secvență din clip este cheia. Da, bine, tu te iei cu tot clipul, toată lumea urmărește, puțin au răbdare să vadă ce se întâmplă la sfârșit. La sfârșit e un citat din Sfântul Apostol Pavel sau Petru, nu mai știu exact care, care vorbește de câștigul urât al preoților. Lasă de înțeles că opulența, megalomania catedralei se face printr-un câștig urât la fața lui Dumnezeu, ceea ce este o prostie teologică. Dar clipul ăsta a apărut ca să pună presiune publică pe dezbaterile asupra legii Lucernea din Parlament, care chiar asta cere. Tăierea finanțării de la buget a Catedralei Mântuirii Neamului. Asta pentru că ei au luat viteză în momentul în care domnul Cioloș, știți că a anunțat în toamnă că se mai reduc fondurile bisericii, dar într-un punct de vedere al guvernului, domnul Cioloș a explicat foarte clar că guvernul sprijină Catedrala Mântuirii Neamului și toate autoritățile sunt datoare să le sprijine pentru că religia e factor al păcii sociale, al armoniei sociale. Și domnul Cernea repede s-a dus și a depus în Parlament. Bancă, cine se mai uită cu atenție, o să vadă o altă coincidență, că eu nu cred în coincidențe de astea când e vorba de PR. Pot să cred în coincidențe binecuvântate. Dar când e vorba de PR și de media și de comunicare, nu, nu. Eu nu cred în coincidențe pentru că sunt acte
voite, calculate, asumate. Nu sunt așa pur și simplu întâmplări. Se întâmplă următoarea fază. Propunerea către Grigore Leșec, trupa Taxi a făcut greșeala să dea și niște mail-uri, niște discuții pe care le-au avut ei cu domnul Grigore Leșec, că domnul Grigore Leșec s-a spărat foarte tare și a zis că el vrea să iasă din videoclip. Și Taxi, ca să încerce să spele cumva rușine, a zis, nu, uite, noi l-am invitat, au dat mail-urile. În mail ce se vede? Nu mă interesează conținutul mail-ului, că știm cu toții versurile melodiei. Mă interesează data. Data este 14 martie. Proiectul de lege a domnului Remus Cernea între 8 februarie și 10 martie a luat o grămadă de avize negative, inclusiv cel de la guvern. Și atunci, probabil, oamenii ce și-au zis? Luăm avize negative, hai să sensibilizăm Parlamentul cumva să dezbată legea pozitiv. Și atunci s-au gândit repede să adune, imediat după ce au văzut avizele, să adune aceste artiști, să facă videoclipul care este foarte ieftin făcut, dovadă că n-au avut timp să-l elaboreze. Pentru că acolo sunt niște filmări al negru, niște montaje și cu asta basta. N-au fundal, n-au prea mult decor, nu prea au nimic. Și atunci l-au montat repede ca să pună presiune pe Parlament. Și de ce și-a cerut tocmai Taxi aseară scuze? Că sigur, foarte lume spune, aia domnule, a văzut ce s-a întâmplat și au cerut și scuze. No, 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 no. Stați că trecem la subiectul esențial. Deci trupa Taxi și artiștii au suflat vânt în pânzele lui Remus Cernea și corabia lui a eșuat, pentru că la Parlament Senatul a respins proiectul de lege a domnului Remus Cernea, Senatul a zis și el că vrea catedrală. Și atunci când a văzut că e groasă, artiștii au zis, hai domnule să ne cerem scuze că ne-am pus poporul în cap. Asta este o perfidie, deci... Am înțeles, nu atacăm artiștii, suntem smeriți, suntem creștini, nu ne luăm de ei, de averile lor, deși sunt ipocriți că ei vorbesc despre smerenie și au dita averile. Nu, 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 nu facem asta. Dar nu pot să sesizez cât de cinici sunt. Adică ei ne prostesc în față. Ei și închipuie că noi nu vedem treburile astea și că nu avem noi de unde să știm exact ce se întâmplă. Ba, uite că știm. Încă o informație e publică. Senatul a respins aseară proiectul lui Remus Cernea ca bugetul de stat să nu mai dea bani la Catedrala Mântuirii Neamului. Și atunci, normal că ei au început să se scuze. Stați, fraților, să vă explicăm. Nu e ce ați văzut voi, știi? Asta e interesant. Încerc scuze că nu ne-ați înțeles. Păi, stai mă, nene, că toată lumea a înțeles ce ați spus voi acolo. Voi acum ne spuneți că ce ați zis voi nu există? Chiar ne luați de proști? De asta e. Cine seamănă vânt, mai ales în pânzele lui Remus Cernea, culege furtună, pentru că oamenii ăștia au uitat cui se adresează. Și din toată chestiunea asta, rămân cu o mare bucurie. Că foarte mulți oameni indeciși s-au decis să sprijine catedrala. Taxi și prietenii au obținut efectul contrar. Pur și simplu au împins la deal, cum se spune, au ajutat la construirea Catedralei Mântuirii, pentru că au obținut efectul invers. Prin urmare, că unii spun, domnule, dar de ce dăm bani mai la catedrală și la alte culte? Stați, domnule, liniștit că se dau și la alte culte. Habar n-aveți, nu citiți legile și vorbiți în avion. Deci, am o mare bucurie, pentru că s-a văzut, într-adevăr, acum s-a văzut și e bucuria mea, și o împărtășesc cu voi, s-a văzut bucuria fibrei creștini ortodoxe și față de catedrală a acestui popor. Reacția asta sănătoasă contra artiștilor m-a bucurat. Nu pentru că i-a jignit, nu, nu. Mie nu mi-a plăcut și nu-mi plac niciodată jignirile, nu vor place niciodată jignirile. Nu. 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 De ce să-i jignim? Hai să vorbim la argument. De ce au făcut băieții ăștia videoclipul? Păi ca să-l ajute pe Remus Cernea, să taie bun... Ei acum încearcă să se scuze. Noi nu avem nimic construcția catedralei. Păi nici n-a zis cineva că aveți, că nici nu mai puteți, că deja catedrala la turle. Nu știu cum, cine a văzut-o, s-a ridicat până la turle. Ce să mai vă opuneți? Adică acum ce vreți, să o dărâmați? Nu, ei vor să taie banii de la buget. Aia era singura chestiune care mai puteau să o facă și pentru asta au ajutat proiectul lui Remus Cernea din Parlament. Există lobby-ul, există PR-ul, există persoasiunea, astea sunt scrise în cărțile de comunicare, cine dorește le poate găsi. Ăsta a fost un element de persoasiune a spațiului public și a conștiinței parlamentare. Nu le-a ieșit, mă bucur
că a ieșit invers și trebuie să avem grijă să păstrăm această fibră sănătoasă, creștină, pentru că în alte țări biserica a început să se vândă pur și simplu statului și asta nu e bine. Cum? Imediat aflăm. După ce Danemarca a legalizat căsătoriile între persoane de același sex, Biserica Luterană a Danemarcei a făcut și ea slujbă pentru căsătoriile gay. Acum aflăm că o altă biserică luterană, oarecum vecină, acolo e în zona aceea Europei sunt mulți luterani, Olanda și ea a făcut același lucru, acum și Norvegia. Biserica din Norvegia, Biserica Luterană, evident, a legalizat căsătoriile gay și chiar a spus că vor să facă o nouă slujbă, să inventeze o nouă slujbă pentru căsătoriile gay. Dar de ce face lucrul ăsta? Presa nu ne mai spune. Însă cine a luat aminte la cazul Olandei și al Danemarcei știe foarte bine. Biserica Luterană din Norvegia și din Danemarca este biserică de stat. Prin urmare, statul are putere asupra bisericii. Biserica atât de tare s-a băgat în dialogul cu statul încât a ajuns să fie acaparată de stat. Și statul a zis foarte frumos, domnule, să ne înțelegem, noi vă plătim, da? Bun, vă plătim, sunteți ai noștri. Trebuie să faceți ca noi. Dacă vă plătim noi, trebuie să faceți ca noi. Păi cum? Păi uite, noi zicem că e discriminare să nu-i căsătorim pe homosexuali, așa că noi îi căsătorim. Voi ce ziceți? Și biserica a avut un moment de întrebare și a zis, dacă refuzăm, statul nu ne mai plătește. Pentru că, sigur, noi putem să ne opunem statului, dar în momentul în care ne opunem statului, rupem legătura cu el. E foarte simplu, e logic. Al doilea răspuns este să acceptăm ce vrea statul și rămânem în plata statului. Nu în plata Domnului, știi? În plata statului. Și au zis, bine, acum ce să facem? Dacă voi așa ați decis, noi, ca să beneficiem de avantaje de la voi, zicem ca voi. Îi căsătorim și noi pe homosexuali. Asta a fost circuitul. Foarte simplu. Și acum le face și slujbă, le face și de toate. 88 de membri ai Sinodului Luteran de la Trondheim au votat pentru din cei 115. Vă dați seama ce conștiință au oamenii aceia acolo. Că de-aia am spus că mă bucur că în România încă există o fibră sănătoasă creștină, de-a Dumnezeu să o și păstrăm în continuare. Pentru că oamenii ăștia, bine, acum Norvegia nu e o țară cu ditai populația, dar contează atitudinea. Dom'le, e treaba lor, îi înțelegem orientarea lor, noi o sândim, ei o să dea seamă, până la urmă fiecare face ce crede el de cuvință cu viața lui, până și Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem cu viața noastră, dar stai puțin. Până unde putem să împingem toleranța asta? Că se tot vorbește toleranță, toleranță. Da, domnule, toleranță nu înseamnă și acceptare. Asta este ceea ce nu înțeleg niciunii ortodoxi înfocați de ei noștri când vorbesc de dialogul ecumenic. Păi, domnule, dialogul înseamnă să dialoghez cu el ca să pot să îl lămuresc. Dacă nu lămuresc, vorba patriarhului Rusiei, Kiril, care a venit și a zis celor care sunt anti-ecumeniști, le spun un lucru. Cum poți să vorbești cu un eretic și să-l îndrepți dacă nu intri în dialog cu el? Dacă te duci din prima și zici anatema, bă, ăla nu mai vorbește cu tine. E o chestie simplă de relație interumană, că sunt ăștia năuci care vin și spun, bă, anatema ție, stai nene, că un dialog nu începe cu o înjurătură și nu începe nici cu pusul pumnului în gură. Hai să fim liniștiți și echilibrați totuși. Dar să revenim la subiect. Așa și cu Biserica Luterană. Până unde merge toleranța? Bine, domnule, avem toleranță față de păcătos, că până și Dumnezeu are toleranță, că zice nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Bun, tolerăm în sensul că înțelegem căderea și așteptăm să se îndrepte. Dar asta nu înseamnă că îi accept valorile greșite după care se orientează. Adică nu mă apuc acum să sucesc biserica după valorile lui. Nu, asta nu se poate. Aia asta nu se poate. Nu? Și atunci, ce facem noi aici? Păi ce să facem? Facem ceea ce ar trebui să facă orice creștin. Îi tolerăm, încercăm să îi îndreptăm, nu vor,
Îi lăsăm în plata, oricum Dumnezeu le va răsplăti tuturor. Dar nu ne apucăm să ne dăm după ei doar pentru că ne dă statul ceva. Mai bine sărac și curat, e o vorbă românească, de asemenea cu rădăcini creștine, decât bogat și vândut. Nu? Eu zic că e mai bine. Bun, Biserica Norvegiei a pățit-o și ea. Trebuie să știm că 74% din populația Norvegiei aparține cultului luteran. Legea civilă care a stabilit căsătoriile homosexuale a fost adoptată în 2009. Deci vă dați seama, Biserica Luterană a stat vreo 7 ani și s-a gândit ce facem, domnule, ne băgăm cu statul în continuare sau ne rupem de el și o ținem cu credința? Oamenii ăștia s-au gândit și ce au zis? Hai că e mai bine cu statul. Că... De asta a zis Dumnezeu, dați cezarului ce e al cezarului și Dumnezeu ce e al Dumnezeu, pentru că uneori cezarul nu prea îl înțelege pe Dumnezeu. Are niște principii care n-au legătură cu divinitatea, știi? Bun. Și acum vine tristețea, că de-aia ziceam că mă bucur de societatea românească care a reacționat sănătos. Decizia sinodului a fost primită cu ovații în picioare, lacrimi și îmbrățișeri între membrii sinodului norvegian. Deci a fost o fericire de plină. Am reușit să votăm ceea ce nici Dumnezeu nu putea să gândească, căsătoria între persoane de același sex. Ce să mai zici? Ce să mai zici? Că nu mai ai ce zici. Adică, da, în ce constă fericirea? L-am înfruntat pe Dumnezeu? Am reușit să schimbăm noi legea lui Dumnezeu? Nu înțeleg unde e fericirea. Serios, nu înțeleg. Adică, ce au obținut oamenii ăștia când au zis, pa, biserica ne acceptă. Gata, Dumnezeu e cu noi. Băi, Dumnezeu e cu voi de la început. Știi? De la început e Dumnezeu cu voi. Nu vă acceptă toate trăznăile, asta e altă discuție. Dar Dumnezeu e cu voi de la început. Și o să vă și răsplătească ceea ce faceți. Și o să ne răsplătească tuturor, ca să nu fim discriminatori. Așa că nu înțeleg unde e voi vă bucurați. Pentru ce? Pentru o sânda care va să fie? Nu înțeleg. Eu nu înțeleg, serios. Dar de asta zic, e o mare diferență între gândirea decăzută a apusului și mă bucur că, uite, aici trebuie să fac o precizare, toată lumea era cu ochii ațintiți și în lacrimi către Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică a emis acum un nou document despre familie și toată lumea aștepta ca în sfârșit și catolicismul să zică da homosexualității, da, îi cununăm. Ei, de unde? Papa Francisc și Sinodul Cardinalilor a zis, domnule, îi înțelegem, nu trebuie să-i prigonim. A avut o atitudine foarte ortodoxă papa. Poate într-un târziu și Biserica Catolică va reveni la matca de la care a plecat. Nu, a zis, nu, eu sunt dim, nu-i certăm, trebuie să înțelegem, trebuie să încercăm să-i îndreptăm, dar, nu, până aici cu familia și homosexualitatea, nu. Dumnezeu n-a avut în plan căsătoria homosexuală. Punct. Foarte bine. Și toată mass media occidentală n-a mai zis nimic. Unde până la elaborarea documentului era speranță, nădejde, biserica catolică, familia, vai ce bine va fi. Bă, frate, când a ieșit documentul n-a mai zis nimeni nimic. Ca să înțelegi că și presa nu e atât de neutră pe cât se spune. Că de-aia eu nu cred în asta cu videoclipul taxi. Da, ce am zis și noi, am făcut o poezie. Da, bine. Spuneți naivilor treaba asta că ați făcut o poezie. Nu, ați făcut vânt în pânze lucernea. I-ați băgat corabia pe uscat, ca să zic așa. A strânit o furtună din vânt. Bun, și revin. Deci, presa, vai, așteptăm cu figurare. Papa, speranța noastră, i-au dat articole, i-au dat cum pupă un băiat, cum binecuvintează un om bolnav. Deci, ea a cântat în strună papei, doar, o veni și ei cu știrea asta de mega senzație, Biserica Catolică acceptă homosexualitatea. Na, că nu s-a întâmplat. Și nimeni n-a mai zis nimic. Nimeni nu zice nimic. Căutați pe internet să vedeți, găsiți documentul pe site-urile catolice, evident, care își prezintă știrile și informațiile. Dar în presa occidentală asta, care ne prezintă ea tot timpul adevărul, adevărul nu mai e, frate, nu mai e. De ce tace presa? Păi vă spun eu de ce. Că dacă ne uităm printre rânduri, aflăm. Mergem până în America și aflăm că un guvern
local din America, știți că America are state. Și e un Statele Unite ale Americii. Într-un stat, guvernul local a fost amenințat de către mari producători, marile firme, marile corporații mondiale, că dacă adoptă o lege contra homosexualității, ei își retrag afacerile din statul ăla și îl omoară economic. Știți că s-a întâmplat treaba asta. Și de asta presa tace, pentru că presa e finanțată de multe corporații. Și vă repet, e acel principiu al publicității. Vine și spune, bună ziua, dau un exemplu de firmă, Coca-Cola, Pepsi, care vreți voi, una de asta mare. Sunt Coca-Cola, Pepsi-Cola, cum m-o chema pe mine. Vreau să cumpăr publicitate la tine. Normal că ăluia flămând în presă zice, mamă, ce bine, vine Coca-Cola la mine, cumpără publicitate, o să am bani, o să plătesc salarii, vai, gata, bingo, am dat lovitura. Numai că spune Coca-Cola așa, eu cumpăr publicitate la tine, dar tu o să te asiguri că în publicația ta nu o să publici nimic contra intereselor mele, că de-aia cumpăr publicitate la tine. Că nu merge, eu îmi fac publicitate și tu pe partea altă ești contra intereselor mele. Gata, șeful, cum să zic eu ceva de tine? Păi, dar cum putem? Ne înțelegem, nicio problemă. Ia zi, care sunt opțiunile? Păi, să nu zici ceva rău de Coca-Cola, că interesul meu e să o vând, nu? Da, e firesc, cum să nu, șeful, foarte bine. Mai departe. Păi, să nu zici ceva de faptul că suntem globali și avem economie. Lasă, șeful, că nu știe nimeni cât sunteți voi întinși. Altceva. Păi, să nu zici ceva de homosexuali. Păi, cum, șeful? Cum să nu zic de homosexual? Păi da, eu plătesc homosexuali și am un interes să existe. Bine, șeful, dacă tu zici că e interesul tău, acum ce o să faci? O să ne certăm de la ăștia? Lasă, șeful, că facem și asta. Nu zicem nimic contra lor. E bine? E bine, gata, s-a bătut palma, s-a semnat contractul și de-aia nu vezi știri de-astea. E limpede? Și încheiem cu un anunț utilitar, mai venim și la noi acasă în Constanța, se ridică mașinile abandonate, mare atenție, dragi șoferi, cei care aveți mașini uitate cu ani pe diverse trotuare, Poliția Locală Constanța și Primăria Constanța au început ridicarea rablelor abandonate prin parcări sau la marginea bulevardelor. Eu, sincer, nu înțeleg oamenii aceștia, o spun așa, părintește, că ar putea să ia mașina să o ducă la remat. Și e programul ăla, știi, cu rabla, tichetul, te alegi cu ceva. Dacă o lași pe drum acolo, cu ce te alegi? Că te alegi și cu amendă. Că uite, spune că proprietarii mașinilor abandonate vor rămâne și fără ele și vor fi și amendați cu 2000 de lei dacă nu și le saltă singuri. Pentru că procedura e în felul următor. Un autoturism se consideră a fi abandonat dacă prezintă semne evidente de uzură și dacă n-a fost mișcat din loc mai mult de un an de zile. Automobilul este identificat, de la automobil se caută proprietarul, se găsește proprietarul, autoritățile somează pe proprietar să ridice mașina și dacă el nu și-o ridică, vine primăria, i-o ridică și dă și 2000 de lei amendă că nu și-a luat rabla din drum. Deci, așadar, cei care știți că aveți mașini abandonate, uitate, mai știu eu, Dumnezeu pe unde și care încurcă locul pe acolo, faceți bine și luați-vă mașina, nu de alta, vine primăria și voia, dar plătiți transport, 2000 de lei, adică vine omul și ți-a mașina, trebuie să plătești cu ceva. Atât din emisiunea de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Dea bunul Dumnezeu să ne reauzim cu drag și mâine aici la emisiunea de Presat Presa și să învățăm toate cele bune. Doamne ajută!